Sâmbătă la Alba TV. Când este în colectivitate, primul lucru, apar bolile, apar răcerile, curge nasul, tușim, tot felul de simptome de genul acesta. Și de ce la acești copii mici de grădiniță? Pentru că sistemul imunitar încă nu este format, este încă slab dezvoltat, atunci evident că ei se răcesc mult mai des.